Haoleți nebunii, bă, astăzi o să facem un prank un pic mai interesant. L-avem aici pe fratele nostru Emiluțu. Yo, 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 yo! Să vină să mă îmbrace pentru un date pe Tinder. Eu o să vorbesc cu o tipă pe Tinder, încă nu știm cine. Să-l îmbrace. Și Emiluțu să-mi găsească o costumație, sper eu, cât de cât decentă, adică gen, na. Să nu mă facă chiar de căcat, dar gen să fie un pic mai Caterin, adică o să arate exact ca și acum. Ia, promotor, ia imaginele de pe Tinder care le vede, eu am cont pe Tinder. Ce arăs bine pe Tinder? Bine pe Tinder, am ceva meci acolo, nu-i rău, nu-i rău. Merge treaba pe Tinder, nu vă mint. Ideea felător, după ce o să vorbesc cu tipa și așa mai departe, o să am echipamentul pregătit de domnul Emiluț. Acum o să mergem să cumpărăm niște haine, să-mi cumpere un echipament frumos și să vedem dacă reușesc să duc mai departe, poate o relație, nu știu. Da? Acum cum o să îmbrăcat? Poate că no, sunt... frate, ești strident, nu-mi place. Cum să arăți așa, mă, cum să ce vreau? E un tricot negru, uitați-ne, un pic spurt, se vede așa. Un pic pieptul, nu? Un pic de țâță, mă, fetele umblă cu colierul afară, ce-s cu... Nu, bine, ok, atunci... Nu, mă, nu. Atunci ajută-mă tu! Păi trebuie să te schimbăm, atunci ajută-mă tu dacă... Pungile astea de Kaufland pe tine, nu, bine, dacă așa nu-i bine să vă plătei, atunci te rog eu frumos, domnul. Auzi, ați faci și preza după cum îți zic? Bineînțeles. Bă, asta ce Dumnezeu e? Uitați-vă la cum arată. El are relații, frate. Așa ceva. Că gen, el e cu femeie. Vă zic eu. În cine să te încrezi decât un om care știe? Care are femeie de mult timp, nu așa? Care știe, adică nu o să mă duc la unul pe stradă să mă îmbrace. Tu o să mă îmbraci astăzi. Adică vă puteți uita la mine, că eu sunt să mor. Asta și... Tu vei fi stilistul meu și mă vei pregăti de date în așa fel încât să hau, știi? Să... Să intră și pătrile la cap. Fac reclamă la necaz, eu, dar nu pot să trezor. La urmă asta e ideea. Deci vrem să mergem să intrăm și noi la cald, da? Bun, hai că ne vedem la magazin. Hai, ciao. Meanwhile. Unde ai plecat? Unde ai fost până acum? Ne-am uitat la film, am dus cu noi și acum mergem la magazin. La ce film te-ai uitat? Am un film frumos. Aoleu, și cine era actor principal? Sper că eu. Sau sper că eu. Sper că am fost eu în tine. Îmi plac femeile. Pe oriunde mă uit, wow, gagii. Ce să facem? Vă căutăm, dar nu știu unde sunteți. Bă, salutați vlogul, bă, salutați vlogul. Hai, vă pupa. Și eu vă pup jos acolo, la fuf. Hau. Gata, am ajuns pe stradă. Vremea este superbă. Ca și, eu n-am ochelari. Ca și fratele Emiluț, nu ca aș nimic. Haideți încolo, hai să mergem încolo. Hai să mergem să ne îmbrăcăm și ne cum trebuie, să... frumos, elegant. Să găsească și pe o ținută mai cum se cade. Adică yo. Vreau să fac o impresie bună, la primul date. Și asta e prima impresie, tot timpul aia contează. Când găsești o femeie... Smoke pussy every day. Când găsești o femeie, prima impresie e cea mai importantă. Și sincer, nu vreau să dau în bar, așa că mai bine mergem cu profesorul și ne arată ce și cum. Take pussy în gură every day. Haideți să spune că m-am împărs la magazin, ia-ți duc Dorian să stea un pic deoparte, că leau, hai om. La Armanile astea, ia, hă? Obiectiv, prea văzut cum suntem de supraveghere. Adică... Păi da, noi. O să fim filmat. Noi, nu? Deci fiți atenți la mine. Dorian mi-a spus că el poartă LM în zilele bune. Adică în zilele alea proaste spartez. Hai. Hai să scutăm un tricou. Să ne uităm pe aici. Cam ce credeți voi că ar purta Dorian? M-aș uita după ceva mai bătrânesc, așa mai, nu știu să zic. Plinește? Stai să vedem, ia. Mamă, 15 euro, bă, o să doare bani, mă, de ăștia? Bă, ia uite-l. Dorian, ai bani de ăștia, mă? Sigur, mult. 2 secunde, că nu vă las la cină cu ei. Păi, ești sigur, mă, că vrei să-i luăm de aici? Că sunt toate 100 de milioane, nici nebun. Hai să mai... ia stai. Fă-ți și lege acolo. E bugetul. Ia. E perfect. Să moară jena mea exact de bunici. Da, mă, eu zic că merge asta. Ce ziceți, mă, ceată? Merge? Asta e 50 de lei, bele. Ia zice. Ce eu zic, bă, cu niște pantaloni pe măsură? Zici că e față de aia de masă, de vă strângeați voi când tăiați porcul, să faceți o pomană a porcului. Da, uite. Moră, ia fie, dacă o punem așa, să mură, zici că e față de masă, să moră. Ăla vreau să fie ceva de ea, vreau de ea super slim pe ei. Păi sunt slim pe... Da, vreau să-l strângă coaiele, uite ăsta nu-l strângă. Uite, bă, i-am găsit, mă. Coaie, și uite, se bagă în pantaloni. Uite, Yo.
Ascultați la mine ce vă spun. Ce să jos. Da, mă, ascultați la mine ce zic și eu știam. Ia și merge și... Se surtează? Ascultați la mine, se surtează. Uite, 16 lei, frumos. No, bun, perfect. Stai. Perfect. Ce ai, tata, ești nebun la cap. Hai, dă și umera. Trebuie să-i luăm și ceva accesorii, nu? Da. Stai așa. Să duc. De pus la gâți. Stai așa, ia, ia zi, tu la ce să ne băgăm? Eu zic la ceva de genul ăsta, că e set, gen. Cât-ți dă gâtul ăsta? 15 lei. Dă-l încă ce ia. 16 lei, bă, să ia păște peste pantaloni. Îi luăm? Bă, mă! Unde pune mâna, Iulia? Ăștia-s fain. Piele, tată. Piele, tată. Și e bun la uite. Preț? Moroșeana mea. Preț? Cel bun și de fotbal și de, ia, de gală și de nunț. Așa sunt 10 în 1. I-a găsit în beciul lui Ceaușescu. Ia, uite, e de la scârbă. E de firma scârbă. Așa. Eu zic că ăștia-s perfect. Bă, 70 de lei, să-i luăm? Normal. Nu cred că sunteți pregătiți pentru ce o să iasă. Dacă le puteți pune într-o pungă, vă rugăm? Sigur. Ia, unde zori autul? Moare la acolo. Dar ce-i cu frecvențele astea că trebuie numai câinii de persoanele ăsta pe chat? Imediat, frateați, le punem în pungă și vii tu și plătești imediat. Dar poate uita. Da. Nu te uita încă, va, haide. 160. Câtă? Șoara? Da, va? Mamă, și m-am... Ne-am limitat, m-am adică... limitat rău, adică... Am mai renunțat și la unele lucruri. Are nu s-a luat curea de 1 milion, mă. Stai, mă, bă, deci dacă nu l-am bocancii, erau 90 de lei, mă. Bă, dar știi ce mărime port? Ei, na. Bă, bă, am o visă. Știi cum e ca la cerușirea asta, tai din el, dacă e nevoie. Unghiile ți le-ai tăiat? Mulțumesc și eu. Sper că mulțumesc, ce să zic. Dar ideea e că nu, ca norocând asta mult. Ați dau instrucțiunile. Sunt un pic de apomenire la genunchi am făcut, dar asta gen trece cu masaj. Acasă? O să-ți dau instrucțiunile. O să dau instrucțiunile despre cum trebuie să le pui. Am luat baursul acasă să-mi facă un pic, Emil. Dar aici să-ți spui, domnișoare, că gen tu te îmbraci mai extravagant. Adică da, să știi, adică gen să nu fie chiar o surpriză foarte mare pentru ea când vin îmbrăcat așa. Să fie o ceva de genul, a, păi na, fiind fashion designer, te aștepți, nu? Adică gen, pula mea, dacă te întâlnești cu botezatul, nu te aștepți să vină în training. Te aștepți să vină cumva mai au, mai miau. Punem ăsta pe tine frumos. Hai, punem pe tine. Ăla e primul pe tine, îl pui. Deci, hai să pui pantaloni, stai să pui pantaloni, stai la mine. Pui și pantaloni ăștia, stai. Stai niște pe. Ia. Pantaloni ăștia vreau să-i pui pe tine prima dată. Și apoi pui astea două pe tine, hai. Te pup. Nu ai treabă, nu. Nechin tu. Nu ia. Bă, fii atent la mine. Ăsta îl bagi în pantaloni. Să văd care nu, așa? Nu, ăla îl bagi în pantaloni. Așa. Bun. Cu totul, gen. Nu poți să-ți fac nasurile aici. Pune asta. Spui nasurile. Bă. Ca să și-l dă de-aia mai sus, să fie... Așa, e coler. Pune-l pe ăla pe tine. Îți de colerul? Da. Wow. Dar nu la prețul, nu are rost să iei prețul. Da, mă rog, hai până acolo. Așa. Ăștia-i pui pe tine, vezi că o să am nevoie să pui un pic de maro aici. Pune-i peste pantaloni. Pune-i... Păi ăștia-i pui peste pantaloni. Așa. Ia. Aia zic. Aia zic, frate. Oh. A? Așa. Da, bine, mă. Ia, și-am ca să ți-o pui. Da, asta o să fie într-o parte. Care ești cu al... Așa. Așa și vreau să spui... Ăștia... Dar chiar ales că am făcut și... Bă, dă-i dracule, mă, ăștia a fost al lui Ceaușescu, mă, cum i-a fost ăștia? Asta am zis și eu, mă! Cu ăștia, cu ăștia s-a făcut revoluția. Să-mi bag pula dacă... Pede și cacu, pede și cacu. Uai, uite cum arată ăsta! Dar vezi că ne mai întrebă o curea. De-aia zici, sunt buni? Acum, da. Mai întrebă o curea? Sunt buni. Fii atent la mine. Poate dacă îmi tai unghiile, știi? Câte-o să faci, nu știu, câte-o să faci. Unghiile și mă curăț la călcâie cu piatra. Să mai subțin. Mai subțin piciorul. Subțin piciorul. Vă zic eu 100% cu costumația asta o să ai succes. Zi tu, na. Bă, sincer, îți mai bine. Pe mine, dar mă dacă îți place. Adică cel care, cine ar fi să alegi un bărbat dintre noi? Cine arată mai bine? Ia stai. Uitați-vă la noi doi. Smoke pussy everyday. Fă-o așa întoarcere, trebuie să te știu. Bă, zici că-i tânăt la 16 ani. Au.
gata de date, îs pregătit, însolit cum trebuie, toate cerințele l-am adecvat, da, curau aici, patru pucii aici. Da, bă, sper că o să iasă ok, sper că nu o să supere pe mine domnișoara, dacă se supără, îi trece, fac cumva să-i treacă, adică știți că-s bun la, cu papagalul cu astea. Hai să mergem să mă din fața locului, la 5 să ne întâlnim cu ea, nu, la 5 bate să ne întâlnim cu ea, e 5 și 11, deci sper să ajungem în 20 de minute, dacă nu, o să și aștept după noi, ca să vadă că suntem big deal, întârziem. Auzi, vai, apoi ieșim la stradă, da, vă dați aia, ideea folotorul. Lângă mine, e o școală generală. O să fie ceva copii, ceva părinți, probabil, mai la școală. Vecinii. Bine, pe vecinii nu cred că mai surprinde nimic, sincer, că sunt vecinii mei, s-au obișnuit deja cu mine. M-au văzut și în ipostase mai rele, fără să filmez. Apoi când filmam cu blonda, deci... Păi nu ne-au văzut și în chiloți, pulă. Aia zic, ne-au văzut în chiloți, cred că ne-au văzut în toate ipostasele vecinii. Dar uite ce vreme bună-i. Nu surprinși absolut de nimica. Bă, mă simt așa ca botezatul, cumva, nu știu, parcă am așa o alură, cumva, nici n-arăt chiar rău, rău. Bine, în afară de căcat la cur. Bine, da, ăștia. Întoarce-te un pic, întoarce-te un pic. Ce? Să vedem căcăcelul. A, căcăcelul. Ăla-i așa, zic. Ăla-i de la emoții. Aia, da. Ăla s-a făcut de la emoții, ca să... Eu de domnul ăștia. Acolo o reacție. Ca și fac, trebuie să că... Chestia asta... Te pregătești, te machiezi, te fardezi, ești acolo, oh, date, bă, e un tip drăguț. Am vorbit și drăguț cu ea, bine, am mai dat niște vrăjala așa din asta țigărească, dar asta e partea a doua, dar în mare parte am vorbit frumos cu ea. Bun, hai să ne mașină și să rupem date-ul ăsta. Meanwhile... Mi se vede pula, mă. Mi se vede pula, zis. Ce? Mi se vede pula de mai spate un pic. Bă, nu. Bă, acum am pornit încolo, după domnișoara noastră. Bă, sincer, sincer, fără nicio vrăjeală, bă, n-am nicio rușine să mă bată mama, dacă nu. Bă, deci câteodată stau să mă nezbar, trebuie să am emoții, dar n-am nicio emoție, adică gen, stau așa și mă gândesc, bă, s-ar putea să se lase cu sărut, adică gen, să mor eu, dacă nu, cred că mă duc și în direcția aia, adică o să o forțez până la capăt pe fată. Da, probabil că între timp, uite, cum e domnișoara asta, aș putea să o găsesc și pe ea, dacă ar fi. Te pup! Tu nu? Nici eu, am glumit. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never... Așa se glumeț. Ce-mi plac femeile. Mie mi se pare că-s chiar ok, cumva, adică, bă, Emiluțule, sincer, puteai mult mai rău. Ce adică dacă era... S-a uitat taximetristul ăla, pula. Bă, deci scrieți în comentarii dacă vreți să facem aceeași chestie, dar cu Emiluț. Gândiți-vă, bă, deci aici am la valieră, care, nu, să se audă conversația noastră, cum ar veni, de la distanță. Bă, și de mărgelele astea, dacă le pun ca lumea, nici nu se vede, adică genul ăsta e microfon. Bun, frățiorii mei, acum am ajuns la locație. E bine că e plin de mașini, nu te are unde să se ascundă. Bine, și niște copii pe aici, sper să nu... Sper ca ei să nu fută prank, în sensul care ei să stea așa și să uite, oare în ce direcție să... Ce filmează băiatul ăla? Sper să fie tot ok, numai de asta migrează, sincer. Bine, un pic și de emoție am, că urmează să ajungă domnișoara și sper eu din suflet să nu se spune pe mine. Dacă te super, mii de scuze, mă revanșez în altă direcție, nu știu, fac cumva să fie bine. Bun, nu, ia-te, du-te, frățiorul meu, ia-ți un loc unde să te ascund, ia trebuie să vin în scara aia, deci... Hai că așteptăm, așteptăm și vedem ce iese. Hai, vă pup! Salut, salut, ce faci? Îmi place cum te-ai îmbrăcat. Și eu, designer, gen, na, îmi place să mă îmbrac așa mai, știi, mai apart. Hai să stăm dacă vrei în mașină. Am avut un pic de emoții, zic sincer, că n-am găsit locația. No, 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 no. Nici cum n-am găsit locația și na. Mi-a fost mai greu. Da, cum ești? Foarte bine, tu? Bine, un pic emoționat, am zis. Nu știu, copii văd pe site un pic mai diferit, așa. A, știi cum e că nu, mie așa îmi place să mă îmbrac mai diferit, mai aparte, știi, nu-mi place să fiu, știi, ca și... Bă, așa, no, m-am uitat, m-am inspirat de multe, știi că eu ți-am zis că-s designer. Na, și am văzut acolo la Milano cum se îmbracă ăștia și am zis, bă, stai că și eu pot, adică de ce nu? Și mai vând ceva haine, nu, multe, dar acum e la început, știi. Okay, tu, ce program ai astăzi? Okay. Ai vreun program astăzi, ce faci?
Am antrenamente, doar că până atunci putem merge undeva. Nu știu, habar am, pe unde vrei, putem să mergem și pe o terasă. Sau putem să ne plimbăm, nu știu, că e frumos afară, habar am. Da, eu zic să ne plimbăm. Ne putem plimba cu mașina. Nu știu, bine, atunci hai să mergem. Nu știu, în ce direcție să mă duc, ce Florești ăsta, sincer. Da, mergem încolo, ieșim, facem dreapta și de acolo. Bun, 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 ne descurcăm, face cumva să se vine. Uite, dulce, apropo. Și mie, A few moments later. Bine, bine, ideea în felul tău, am glumit cu tine, e un prank, adică gen, îți dai seama că nu mă îmbrac chiar așa, nu-s designer, îs YouTuber. Aici în spate, aici în spate am o cameră. Un băiat care filmează, stai un pic, să vezi. Uite, el e cu camera, ne-a filmat. Nu, sunt chiar designer, deși da, știu să mă îmbrac. Bine, nu m-am îmbrăcat eu, cum m-am îmbrăcat un tovarăș. Mă îmbrava în stil. Bine, atunci dacă am stil, chiar putem să ieșim la un date, adică nu mă deranjează, sincer. Nici dacă tu... Dacă te duci bine, e ok. Îmi place, o fată curajoasă, da. Eu n-aș fi ieșit bine, dacă vineai tu așa îmbrăcată, nu știu dacă, ba, ieșa. E prea dulce, prea dulce. Bine atunci, bă, nu, nu știu, chiar să nu, bă. Dar nu-mi cap eu în spate, fra. Ba, în cap, în cap. Păi, te duc acasă și la de tăt ieșim, ieșim la un suc. Sau nu, te duc acasă, vin și eu acasă, mă schimb și după aia ieșim la un suc. Perfect. Că să fie treaba. Bine, bă, nebunilor. Bă, ăsta a fost prank-ul. Bă, mă bucur că ești deschisă și că nu te-ai supărat, că na. Bă, mulți căcăcioși în lumea asta care se supără pe treburi de genul ăsta, dar văd că nu s-au supărat. Sau dacă s-au supărat... Dacă s-au supărat, ce? Soleți și cu fata îmbrăcat așa. Da, dacă s-au supărat în interior și acum sigur o să-i treacă sau fac eu să-i treacă. Încerc eu să fac să-i treacă. Bă, dacă nu sunteți abonați, abonați-vă la canal. Like-ul ăla puternic rău de tot. Și dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul ăsta, scrieți acolo în comentarii, dați-mi și mie niște idei. Până la altă, asta am fost eu. Vă pup și haule, s-am plecat.